Președintele Klaus Iohannis pleacă săptămâna viitoare la ONU. Șeful statului va conduce delegația României la cea de-a 77-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc la New York. Și cu ce agendă pleacă Iohannis în Statele Unite, aflăm de la colega noastră Gabriela Mihai. Te ascultăm! Bun găsit! Vorbim despre o agendă încărcată. Președintele României, Klaus Iohannis, participă la adunarea generală de la ONU, care vedem că va avea loc în perioada 20-21 septembrie. Prin urmare, va prezenta poziția țării noastre cu privire la actualele provocări globale în contextul agresiunii ilegale a Federației Ruse în Ucraina. De asemenea, va evidenția în cadrul intervenției sale naționale necesitatea unor soluții comune în ceea ce privește securitatea energetică, schimbările climatice, securitatea alimentară și accesul la educație. Totodată, președintele României, Klaus Iohannis, va participa și la un summit global dedicat securității alimentare, unde va transmite un mesaj privind eforturile țării noastre pentru a sprijini tranzitul cerealelor din Ucraina. Și totodată importantă de precizat este că în cadrul acestei vizite este posibil ca președintele României Klaus Iohannis să aibă o întrevedere bilaterală și cu președintele grupului Băncii Mondiale.